Poliția rutieră din întreaga țară este cu ochii pe mașinile înmatriculate în alte state. Acestea sunt trase pe dreapta și verificate. Poliția rutieră vrea să alcătuiască o bază de date cu toate mașinile înmatriculate în alte state care circulă în România. Majoritatea sunt autoturisme înmatriculate în Bulgaria, șoferii explicând decizia prin valoarea mare a taxei de înmatriculare din țară. În anumite cazuri, mașinile înregistrate în alte state sunt folosite în cadrul unor infracțiuni. Totodată, unele dintre acestea nu mai au asigurare valabilă, iar șoferii nu pot plăti despăgubiri în caz de accident. Ce cred sucevenii despre această situație aflăm în cele ce urmează. E foarte bine că sunt multe accidente, multe furturi și care nu se... Numai nu dau de ele, nu descoperă poliția, criminale sau hoții. De ce credeți că românii își matriculează mașinile în alte țări? De exemplu, cei mai mulți își matriculează mașina în Bulgaria. Din cauza taxelor foarte mari la noi. Și de asta acolo mai ies din taxele și de asta. Care credeți că sunt urmările? Da. La bugetul statului bani puțin, mai multe infracțiuni. De ce credeți că românii își matriculează mașinile în alte țări? E mai ieftin. Au prețul mai mic la matriculare, din cauza aia. Care credeți dumneavoastră că sunt urmările? Urmările? Păi o să interzică până la urmă și o să iei toți le matriculează în România. A, eu nu sunt șofer sau mașini să pot să vă dau un răspuns așa. Dar de ce credeți că românii își matriculează mașinile, de exemplu, în Bulgaria? Pentru că sunt mai ieftine. În doar 3 zile, 60 din cei 160 de șoferi suceveni cu mașini înmatriculate în străinătate au fost amendați. Au fost aplicate amenzi pentru viteză excesivă, defecțiuni tehnice, lipsă ITP sau RCA, depășiri neregulamentare. 3 șoferi s-au ales cu dosare penale, unul pentru conducere fără permis și cu alcoolemie, al doilea pentru alcoolemie și al treilea pentru refuz de recoltarea probelor biologice.